Ce? Ce-ți trebuie ție? Și să știți că sunt bolnav. Așa de tare m-am îmbolnăvit. Că nici nu cred că mai pot să-mi revin în primăvara asta. Primul ciont. Mame, iată și apa minerală aici lângă mine, să pot să râgâi. Acum suc sau apă minerală? Sucul. Sunt că prea tare pișcă și... Unde o pui să mă întind până acolo, mi-o pui? Și apa minerală ca să pot să râgâi. Și să știți, copica, cred că mă internez în spital. Mă trebuie să văd. Trebuie să văd cât costă. Zgârciuri. Trebuie să văd cât costă pe zi. Că am înțeles că trebuie să plătești spitalizarea dacă nu ai... Nu știu ce asigurări. Dacă o să coste mult, o să aplic ștou cum fac țiganii. Mă duc în străinătate. Într-un mall. Și stau de dimineață până seara, până mi se face rău. Și mă ia. Sau mă duc în față la un spital și mă arunc pe jos acolo. Cred că la Viena mă duc. Acolo îmi dă doctorii și regim. De-abia pot să mai sec. Când eram sănătos, dădeam bășinici. Primul semn când te îmbolnăvești, nu poți să dai bășini.
Serioso. Não vejo se hospital. Primul lucru, după ce te operează sau femeie, după ce naște, zice, a avut crampe, băsuni. Dacă zici că nu e problema. După ce vin de la spital din Viena, o să mă duc la emisiunea La Vocea României, o să cânt cu Carla Dreams în duet. Ce e tata? Aripioarele. Chicken. Din mai mult multe cicani. O zis Carla Dreams. Care o piesă care trebuie să o cânte în duet. Și niciun cântăreț nu poate să îi țină gama. Numai eu. M-a întrebat ăla lui. Știți voi, managerul. Dom'le, ai ceva studii, ceva? Nu, dom'le, dom'le. Să am eu studii în canto. Păi și atunci cum? Aveți în voce stilul ăla sonorizat. Gamile alea că numai chiar o ciocârlie poate să ridice în asemenea hal. Și am spus. Spus că la mătii de avem tăzdință ce făceam din tine. Domnule, eu când am fost mai mic, mă bătea tata și urlam și plângeam și de acum mi s-a dezvoltat. După cea mai mi s-a dezvoltat de la pușcărie. Tot așa, prin urlete de întrajutorare, de pe izolare. Extraordinar, noi n-am știut chestiile astea. Domnule, puteți face un experiment pe copii care sunt copii de cântăreți, de mici. Mai mulțumit eram dacă dădeam o bășună. Oricum, asta înseamnă că
corpul începe să revină. Care aveți copii mici, încercați, faceți un test vreo 25 de ani pe copii. Dacă nu iese testul, înseamnă că eu-s miruit din naștere cu glandile astea. Dacă iese testul, înseamnă că un element care am descoperit eu, Nelson Mondiago. Păi n-ați văzut. Unii ca să poată să ducă vocea în anumite, înțelegeți voi, octave și ridicături în game, ori să strânge iașenia, ori să strâmbă, ori sare în sus și... Înțelegeți? În gura. Eu ca și cum aș recita o poezie, dar înțelegeți voi. A doua. Chicken. Am pus o condiție. I-am spus că numai să mă duc la emisiunea. Dacă mă vopsește și pe mine, să știu, m-am îndoi vopsesc la fel cu ochelari. Și să cântăm după un panou din ăla unde, o, știu eu, un fel de un panou unde câștigi mai demult când făceai poză. Deci de ce că ești în vestul sălbatic sau în junglă și băgai numai capul? Ceva, un panou, știu eu, cu Chișinău, Republica Moldova, desen, tașe cartierul meu, Mănăstur, și să cântăm de acolo să nu ne deosebească, să vedem ne deosebește luna. Sus, deasupra noastră, o literă mare, O, și la celălalt che, OK. Ce? Să pună publicul să zică care-i Nelson, ou sau cheu, sau Carla Grams, care ou sau cheu. În fel de... identificare. E greu. E greu. Dacă mă apuc să cânt și să dau tot. Pe Kelo își plânge în pumni. Kelo. O să se roage de mine. Nelson, te vreau în echipă și din el.
băiatule, nu se poate. Ai greșit. Subiectul. Cu mine, îți spun unde poți să fii tu în echipă, Kelo. La o ședință de marijană, la un mogur. Să cânti cu mine, încă n-ai perspectiva și... Eu mânc și astea, poate mă îmbolnăvesc. Înțelegeți? Mâine pui mâine Paștele pe noi. Mai sunt două zile. Trei. Vedea noi ce facem, la pupă, tată.